Salutare dragilor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi am pentru voi un mic unboxing de la un colet primit de la makeup.ro. Sunt niște parfumele interesante Mami. de care oricum am de gând să vă vorbesc. Mami. Dar nu știu dacă o să pot filma clipul ăsta, e o provocare pentru mine pentru prima dată când fac asta cu pitica lângă mine. Mami. O să încercăm. Mami. Mă lași să filmez un video, ce zici? Mami. Da. Pun laptop, guliguleta sa. Să pun pe laptop guligulii sam sam sam? Da. Imediat. Bine, filmează mami un clip și apoi. Mami. Hai te rog. Mami. Nu știu. Mai fac o încercare și de data asta sper să-mi iasă. Dacă voi mai fi deranjată, sper să mă scuzați și voi. Clipul nu o să fie foarte lung, sper eu, pentru că nu e vorba de multe produse, însă vreau să vă arăt cum arată coletul. Cam așa îi cutia, pe el îi numele site-ului și înăuntru sunt produsele ambalate cam așa, în niște hârtii de astea de carton. Mai era încă o chestie, o bucată de hârtie de carton pe care am aruncat-o. Și ce-mi inventa gașca zurului. Cam așa sunt împachetate toate și să vedem ce avem aici. Vă arăt această lumânare parfumată de la Airwick și vreau să vă spun că îmi place super mult produsul ăsta. E o lumânare pe care am folosit-o și când locuiam în Franța. Acolo am descoperit-o prima dată, am cumpărat-o din Action, dacă nu mă înșel. Și să știți că e super bună și vă spun și de ce. E super, super parfumată și chiar ține mirosul ei, dar foarte interesant e acest capac pe care îl puteți păstra mai apoi, după ce folosiți lumânarea și după ce stingeți flacăra și iese fumul acela, puteți să puneți înapoi capacul, așadar ea își va păstra mai mult timp aroma și va fi mai puternică pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci ea îmi place foarte mult și cam toate aromele din această gamă sunt super, super puternice și faine și interesante. Îmi place super mult lumânarea asta, dar acum vreau eu să văd cum miroase, deși că am avut fix aroma aceasta, iar vreau să-mi readuc aminte. Vedeți, are așa un căpăcel de plută sau ce material e ăsta. Așa arată lumânarea. E destul de mare, asta cred că a fost undeva la 30 de lei, 33 de lei pe makeup.ro. Iai, deci mirosul ăsta care îți încântă simțurile acum în preajma Crăciunului cu măr și scorțișoară și ce mai are pe aici, nu știu, da, măr și scorțișoară. Iai, domne, deci e mirific. Iai, după ce termin clipul ăsta, o să o pun acolo la intrarea în cameră, o să-i dau drumul și voilà. Oră, două, pot eu lăs să ardă. Apropo, stai să vedem dacă aflu și informația asta pentru câte ori e valabilă. Nu, deci aici nu mă arată chestia asta. Poate dacă aș fi mai atentă, dar n-aș vrea să vă țin aici doar pentru această chichiță. În orice caz, e destul de mare și are o durabilitate ok. Pentru că am destul de multe creioane pentru buze și nu numai, dar mai ales pentru buze, mi-am mai luat o ascuțitoare de acest gen cu două orificii, unul mai mare și unul mai micuț. Aceasta este de la Golden Rose și am găsit-o la un preț chiar bun, cred că 8 lei și ceva. Mai am una de la Melchior care îmi place super mult, dar am doar una singură și am zis că ar fi necesar să am două astfel de ascuțitori, pentru că una aș vrea să o țin mereu acasă și una să o port cu mine în portfard, în geantă, pentru atunci când am nevoie. Bun, mai departe am o cremă de față pe care vă arăt pentru că-i aici, dar este pentru mama mea. A fost undeva la 15 sau 16 lei. Mi-a atras atenția pentru că are colagen și îi pentru 60+. Mama mea având 60 de ani. Așadar, să vedem. Aș putea reveni cu o părere despre ea după ce va fi gata și o să-mi spună ea cum a fost, dacă a fost ok sau nu, în caz că vă interesează pe voi, pe careva dintre voi sau pentru mamele sau bunicile voastre. Deci, nu știu despre ce e vorba, Mincer Pharma, Mincer, chiar nu cunosc firma, m-a atras prețul, într-adevăr, și faptul că e 60+. Bun, mai apoi am, pentru iubitoarele de parfumuri, trei parfumuri de la Lariv. Le-am pus astea în coșul de cumpărături pentru că eu
Mi-am luat, tot așa, când eram în Franța, dintr-un magazin numit... vai de mie cum îi spunea la magazinul ăla, că nu vine acum... Oh, la, la. În fine, nu-i chiar atât de important aspectul ăsta. Ideea e că eu acolo am făcut cunoștință cu această firmă, cu acest brand La Riv, deși chiar sunt și aici în România, chiar și la Profi am văzut parfumuri de la La Riv, dar foarte puține, nu au o gamă variată. Și pe net găsim foarte multe... astfel de parfumele la prețuri super bune, a, da, și în Carrefour, Auchan și așa mai departe. Eu am făcut cunoștință cu aceste parfumele în Franța, după cum vă spuneam, și mi-au plăcut super, super tare, pentru că unul dintre ele a fost acesta. O, la, la, Amara, ce faci? Mă scuza! Vă spuneam că e un pic mai greu acum pentru mine să filmez, că-s cu pitica acasă, dar încerc și nu mă las până nu duc la bun sfârșit acest video. Pentru că sunt nerăbdătoare să împărtășesc cu voi informația, în primul rând informația despre aceste parfumuri minunate de la La Riv. În special, vă spuneam că eu am făcut cunoștință în străinătate cu acest brand și de acolo mi-am cumpărat un parfum de acest gen care se numește In Woman, Eau de Parfum de la La Riv. Pentru că e super tare parfumul ăsta din cauza faptului că seamănă cu C de la Armani, dar e și persistent pentru prețul, pentru prețul care îl are, atenție, e și foarte persistent și miroase foarte, foarte, dar extrem de asemănător cu C de la Armani, un parfum care mie îmi place super mult. Eu mai am un parfumel de ăsta în colecție, îi pe sfârșite, pe terminate, varianta de 30 de ml. Le găsiți și la variante mai mari, dar pentru că am destul de multe parfumul și intenționez să beau și altele, nu am vrut să îmi iau variantele mai mari și să stric mai mulți bani. Oricum sunt super ieftin și alea la 50 sau 100 ml cât îs. Ăstea la 30 ml le găsiți pe makeup.ro undeva la 13-14 lei. Deci niște prețuri fenomenale, fenomenale. Ăsta, v-am spus, seamănă super bine cu C de la Armani, C clasicul, deci originalul. O să vă arăt. Cam așa vine el împachetat și sticluța e super drăguță de 30 ml, ușor de purtat și în geantă, dacă vreți. Stai să vă arăt. Olala, olala, vai ce-mi place, doamne, fel de jumătate, atâta de drag parfumul ăsta, incredibil. Deci, asemănare izbitoare, izbitoare cu Sigel Armani. Și v-am zis, persistența e chiar bună dacă, bineînțeles, vă dați un pic mai în ploaie, cum a zis o tipă de aici de pe YouTube. Dați de câteva ori, pac, 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 să curgă cu parfum La Riv și atunci o să fie chiar persistent. Bun, acesta este In, adică cumva clona lui Sigel Armani. Mai departe, aș fi vrut să vă arăt tot un parfumel... extrem de asemănător cu acesta, care îl clonează pe Si Passione și ăla îmi place super mult, originalul, dar și acesta. Vi-l aduc imediat. Ta-da! Acesta seamănă cu Si Passione. Oh, la, la, cred că și pe voi v-am nebunit, guli, guli, sam, sam, sam. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Vai, deși fai mirosul și ăsta. Nu mă nebunești, nu e ceva ce mă dă pe spate, dar îmi place foarte mult. Și originalul, mami, și această variantă. E un parfum fresh, curat, bun de tătă ziua. La același preț, undeva la 12-13 lei, îl găsiți la 30 ml pe makeup.ro. Și pentru că, bineînțeles, nu am reușit să filmez ultimul produs al acestui unboxing preajma fetiței mele, vă arăt aici despre ce produs e vorba. Mai exact, un parfum care îmi place foarte mult tot de la La Riv, unul care îl clonează pe cel de la Armani My Way. Și da, într-adevăr, mirosul lui se aseamănă foarte, foarte bine cu originalul. Cam așa arată sticla, e de calitate, capacul e din plastic, sticla e de sticlă, are 100 de ml și astăzi îl testez și eu pentru prima dată. Va urma să vă mai vorbesc despre el. Îmi place foarte mult oricum.